Hai să alugeți Zanscaru și astăzi vreau să ne jucăm puțin Rush Wars din nou și am început direct cu prima cutie pe care o deschidem. M-am jucat destul de mult de la ultimul episod, fiindcă ultimul episod l-am filmat înainte să plec la București. Am plecat la București și cât am stat acolo numai Rush Wars m-am jucat, că nu aveam ce să fac, cât eram în acasă, mă refer, înainte de culcare și chestii de genul. Hai că vă arăt ce am făcut pe aici, dar hai întâi să deschidem cutiuța asta. Let's go, bronze. Am făcut și un clan, o să vi-l arăt imediat. Bun, let's go. Troopers, ăștia sforță, ăștia sforță, bun. Deci, ce am făcut pe aici? Foarte simplu, am făcut level 6 cu 700 XP, aproape 500 de steluțe, facem acum 500 de steluțe, de să dăm collect. Avem 4900 gold, o să facem 5000, să dăm upgrade la căsuța asta, la headquarters, să-l facem de level 4, ca să ne deblocheze și nouă primul general, comandant, bagabond de ăsta. Am vrut să bag bănuți, nu mă las să bag bănuți după cum v-am zis. O să, aici aș putea să dau upgrade la ăștia și la scutieri, pot să dau upgrade la multe chestii. Dar eu vreau să dau upgrade la mustăcioși, fiindcă cu mustăcioșii fac treabă. Bun, avem două free chest-uri, let's go. Ok, scutieri, rage, folosesc și scutierii și rage-ul, forță. Și de aici ne dă gold, scutieri din nou, super tare, scutieri. Scutierii este tot ce trebuie. Ok, avem 5000 gold. Păi, let's go cu upgrade-ul. Începem așa, strong, direct. Upgrade, 5000. Facem mai mult gold pe oră. Putem căra mai mult gold, aia n-ar fi neapărat o problemă. Deci nu a fost o problemă până acum, fiindcă nu prea aveam eu foarte mult gold anyway. Avem un clan care se numește Skarmi, avem 6 membri aparent. Salut, salut, mamă Scaro, ai făcut ceva steluțe, mi-a picat coach din Freebox, nu știu ce e la coach. Team Research, ce e chestia asta? Build cost 400 gold. Choose a bonus defense to build. Păi și stai puțin, ca să primesc chestia asta trebuie să plătesc acum 400 gold? Hai să luăm bomba, start. Bonus defense, 0 din 10. Păi, dar nu înțeleg, păi și acum ce se întâmplă? Bun, asta e o mecanică nouă, nu înțeleg. Da, cum ziceam, dacă vreți să intrați la noi în... Cine este online? Eu sunt online. Dacă vreți să intrați în clanul nostru, se numește Skarmi, nu știu cum să vă dau detaliile. Avem 1920 score, este open, deci cine primul venit, primul servit. Haida numai cel mai mare, are 1100 de stele. Da, nu știu cum să vă zic să ne găsiți asta. Doar Skarmi, n-avem un cod sau ceva special. Bun, hai să-i dăm drumul cu niște meciuri, să deblocăm 4 cutiuțe. Să vă arăt și strategia cu care mă joc eu mai nou la atac. Mi se pare cea mai simplă strategie, și anume, adică last squad. Dar n-avem un loc în plus, nu putem ataca cu încă unul, fiindcă am făcut level up. A, nu, că trebuie să fac level up la elicopter ca să pot ataca cu încă unul, am înțeles. No, bun, 4 mustăcioși, 2 scutieri și rage. 10 gold ca să atac. Păi stai puțin, eu am 17 gold, dacă nu pot acum să fac niște gold, nu mai pot ataca. Opa, asta nu e ok. Am o singură șansă, no, bun, let's go. O singură șansă. Ok, la asta nu m-am prea gândit ce-i drept. Deci, mortar de 7, nașpa, rocketsiki, no, bun, facem uite așa. Ăștia în față, ăștia un pic mai tot în față, dar mai jos, așa vreau. Ca să... Ăștia vreau să fie mai aproape de mortar. Ăștia vreau să atragă mortarul. Și ăștia după aia în spatele lui, așa. Easy peasy. Bom. Și dăm rage. Și asta are 6 gol. Deci dacă distrugem asta, putem să mai atacăm o dată. Să distrugem două de astea, nu cred că o să reușesc. Hai să vedem. Ăsta o să atragă mortarul. Aia mă interesează pe mine cel mai tare. Fuck, are bombițe. Bun, let's go. Hai, torpilați, let's go. Dacă ăștia reușesc să-l bată pe ăla și ajung la mortar, am câștigat. Da, am câștigat, let's go. Ok. Deci strategia asta mi se pare... No, când nu merge, nu merge, pana mea. Dar îi... nu trebuie să te gândești prea mult. E simplă, frate. Doar pui mustăcioșii, niște scutieri și doamne ăștia, 18 gold. Merge. Și mai deschidem un box, ne dea niște gold ca să putem ataca măcar. Bun, let's go. Hai, dăm ceva cărți noi, te rog. Oh, ok, primul commander, let's go, coach, din primul chest, din super tare. Nu știu cum funcționează. A, și dăm și un colect, corect. Mi se pare foarte corect. Ce se întâmplă? Sal, mamă, Scaru, ce, cum? Cine este online? Donații la bonus. Am zis să dezinstalez jocul dacă nu pică din free și mi-a picat, ia-o-ți. Bun, hai să vedem ce e chestia asta întâi. Upgrade available, n-avem gold de upgrade, my friend. Deci, dăm less squad. Și cum pot să pun un commander? Ready. A, ocupă unul loc. Păi stai un pic. Bom. Bom. Păi cum îl pun? Stai, nu înțeleg. A, pur și simplu selectez și mi-l pune automat? Ok.
Ok, sună interesant, let's go, hai să vedem ce știe asta să facă. Nici n-am știut ce face, eu numai mă bag în luptă că sunt un șmecher. Ok, let's go. What? Păi și mi-l dă așa automat pe tablă? Nu pot eu să-l mut, ba pot, ok. Ce face asta că am uitat? You can save your troops, ok, bla bla bla. Are 500 viață. Dacă nu mă înșel, ăsta dă rage, parcă. Bun, punem niște scutieri aici. Niște scutieri aici. Mamă, ăsta are echipă foarte bună versus mine. Bom. 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 E bine? Arată bine? Sau nu prea? Cred că e ok, nu? Ok. Deci hai să vedem. Nu-mi place mortarul ăla de acolo, fiindcă mortarul ăla o să-mi dea bărbații mei și mulți rachetii și chestii. Dar trebuie să distrug mortarul repede. Nu, hai să dăm start, să vedem ce se întâmplă. Doamne ajută. Și am double rage. Trebuia să mă joc la rage cu heal în cazul ăsta. Bom. După ce li s-a dus rage-ul, le-a mai dat unul. Bom, let's go, let's go. Ok. Mamă, double rage. Păi, îi ceva șmecherie. Și damage știe să dea bagabontul ăsta. David Co. Ok. După cum vedeți, strategia asta e ok. E decentă. Merge. Merge ok. Am încercat să mă joc și cu tankuri și cu tot felul, dar parcă nu mergea la fel de bine. Bun, hai să mai deschidem niște cutii de alea repede, repejor. Le squad. Păi și bărbatul meu? Cum adică, mă? Heal. Trebuie să vedem ce știe să facă el. Deci, always referring bla bla. De 500 viață, 100 damage pe secundă, plus chestiuța aia. Attack range 4, dar care-i șusta? Care-i șusta cu heal-ul ăsta? Adică poți da un gem ca să-i dau viață că și-a luat el damage? Sau să stau 3 minute până îi se umple lui viața? Ah, ok. Asta e un pic trist. Ah, uite, acolo sus putem vedea. Și dacă am mai mulți commanderi, poți să-i folosesc pe ăștia alealți cât timp unul își dă heal, pot să-i folosesc pe restul. Ok. Heal and attack, nah. Păi dar stai puțin, dar nu îl folosesc, pur și simplu. Card not found, e ok. Dude, dar nu vreau să-l folosesc, cum îl scot de aici? Ca să nu-l folosesc, gen. Păi da, clear, așa. Nu, bun, facem uite așa, bum bum, bum bum bum, bum. Dăm de aici rage-ul și dăm attack. Bă frate, dar nu mă mai lasă să atac până nu-i dau heal la commander? Pe bune? Alo, my friend. Chat. Cum scot chestia asta? Că nu pot să-l scot de aici. Dude, dar nu te doresc în jocul meu. Nu vreau să fie aici. Că eu până acum am atacat fără commander. Mamă, pe asta ar fi super nașpa să pot ataca numai când commanderul îi full viață. Foarte nașpa ar fi. I-aș da heal, I guess. Că, nu, hai, că dăm heal. Deci nu știu ce să fac. Dacă știți voi ce să-i fac, lăsați-mi în comentariu, vă rog, spuneți-mi ce și cum. Că nu mi se pare foarte ok. Bun. Iar îl avem pe bărbat. Trebuia să pun heal de data asta. Îi punem pe ăștia aici. Pe ăștia la sus ca să distragă. Ăsta mai în spate. Cu bărbații bine. Bom. Bom. E ok, e ok. No, bun, hai să mergem. Mortarul ar trebui să se ia de unul din ăștia. Let's go. Mare armată ce avem aici. Ok, o bombiță, nu-i problemă. Okidoki. Când i s-a dus, l-am dat iarăși. No problem, my friend. Hai, mergeți pe mortar. Bun. Da, uite, deci acum nu și-a luat damage. Nu, bun. Deci acum commanderul meu nu și-a luat deloc damage. Asta înseamnă că n-ar trebui să mai stau să-și umple viața, nu? Teoretic. Practic, rămâne de văzut. Ok. 3 stele, iară easy peasy. 45 gold, next boost. Hai să vedem, dă-ne ceva bun, ceva nou. Ceva interesant. Scutieri, forță. Ăla e, așa, așa, așa. Păcat că nu prea am banii de upgrade-uri, hai să vedem. Attack. Oh, e ready, perfect, că nu și-o luat damage, deci e ready. Super tare, bun. Hai să vedem dacă putem face un upgrade la unitățile pe care le folosesc eu des. Gen, la ăștia, 150. Eu am 233 gold, putem. Dar într-un fel n-aș face upgrade, de ce? Fiindcă vreau să-mi dau upgrade la elicopter, că o să mă ajute mai mult elicopterul, cred eu. Fiindcă pot veni cu... crezi doar defense-ul cu elicopterul? Ok, păi dar nu e atât de forță dacă îmi crezi doar defense-ul. Hai să dăm upgrade la ăștia ca să-i bate mai easy. Deci upgrade la tipii ăștia. Bom. Trooper de level 7. Let's go. În caz că
Uite, mie, eu m-am jucat, mă jucam cu Envy, da? Adică eram amândoi acolo și ne jucam jocul ăsta. Mie mi se pare că eu am level mai mare decât ar trebui să am, level la unități mă refer, fiindcă eu m-am jucat numai când aveam chesturi de deschis și chestii de genul. Deci mereu când mă jucam, făceam, primeam cărți, deschideam chesturi. Ok, cum facem? Foarte simplu, aceea strategie, punem scutieri cu scutieri. Întrebarea este, unde ne punem armata? O punem, uite, aici, ca să batem mortarul. Că altfel e cam nasol. Bum și bum. Și let's go. Ăsta ar trebui să ia niște damage de la mortar inițial. Ah, fuck, de 100 de ani în linie și să ne dea damage la commander. Fuck, nu-i bine. Nu-i bine. Nu mi-a dat damage la commander încă. Încă nu mi-a dat damage la commander, ceea ce e super tare. Ok. Atât timp cât nu-mi dăm commander. Ei bine. My friend, nu pot să bag bani în joc, dar n-am gemuri să dau. Dar e foarte nice commander-ul, că nu, că duce 3 hituri de mortar. Mamă, 0 gold mi-o dat. Cam nasol. Și acum trebuie să... Uite, 500 de stele de ele, nice. La cât mai primesc gold? La 800 de stele mai primesc gold, cam nasol. Ok, close, attack. No, bun, a trebuit să plec puțin, dar partea bună este că în tot timpul ăsta mi s-a refăcut viața comandantului, care este ready to go. Și acum vreau să dăm collect. Vreau să vă arăt și defense-ul meu, că nu cred că vi l-am arătat, goldmine-ul meu, cam așa arată. Eu cum mă gândesc la goldmine-ul ăsta, mă gândesc să abuzez de mortar și de cannon-ul ăsta, care mi se par foarte, foarte puternice. Cannon-ul ăsta n-am vrut să-l pun mai jos, fiindcă dacă îl puneam mai jos, puteau să mi-l înghețe foarte ușor. Dar dacă îl pun eu aici, cred că e mult mai bine, fiindcă dacă îl pun aici, ar putea să dea și niște de mai jos. Partea proastă este că dacă are rachetist și dă în baza asta mea, îmi dă damage și la, și la turetistul ăsta. Bun, mortarul super tare, ăștia rezistă destul de mult, cât timp are, ar avea damage mortarul să dea în ei. Bă, sper că se descurcă defensul ăsta. Tot în stilul ăsta am avut defensul până acum. Bun, save and go home. Și acum hai să mai atacăm, să mai facem încă, să mai deschidem încă două cutii, let's go. Upgrade-uri, avem bani de upgrade-uri, avem pe naibuța. Let's go, attack. Aș putea să-mi iau heal în loc de rage, să nu țin double rage. Cum ar fi asta? Hai să încercăm cu heal. Numai că pentru asta ar trebui să dăm un upgrade, cred, upgrades only la heal. Heal-ul ar costa 200, bun. Da, nu prea îmi permit, din păcate. Hai să încercăm așa totuși să atacăm. Let's go, attack, 10 gold. Hai să vedem ce reușim să facem. Ok, comandantul versus Xeno, îmi place numele lui. Ce vreau să fac? În primul rând, vreau să iau agro-ul mortarului cu doi de ăștia. În al doilea rând, hai să mă gândesc. Aș pune toată armata mare aici sau să o pun sus? Hai să o pun sus armata mare, să distrugă ăsta, ăla și după aia mortarul. Hai să facem, uite așa. Punem ăsta, dar puțin mai în spate, numai puțin mai în spate. Bom, bom. Bom și bom. Hai să facem, uite așa, let's go. O să dau heal și rage, cred că o să meargă excelent cu heal și cu rage. Bun, deci ăsta a luat agro mortarului și acum ăștia trebuie să se activeze, frate. Bun, let's go, let's go, activați-vă, let's go. Distrugeți tot, frate. Hopa. Nu mai apuc să le dau heal ăstora, deci ăștia sunt ca și morți. Ok, lăsăm așa. O să dau heal-ul pe ăștia de sus dacă e nevoie. Nici nu e nevoie să dau heal-ul. Bom, uite acum l-am dat. Excelent. Easy game, easy life, easy money. Ah, și mai puteam să dau rage odată, că ăsta e pe cooldown. Hopa. Hai că nici nu zunubuleți. 33 gold, let's go. Mai deschidem un rare box. Sper să ne dea ceva nou, ceva nou. Please, ceva nou. Nu, ăsta e foarte bun. Nu... asta e turetă nouă, Gatling. Și rage, foarte tare, mi-a dat și rage bonus. Ok, hai să mai atacăm, mai facem. Mamă, încă două ok mai am, ok, let's go. Attack, last, use, attack. Let's go, let's go, îmi place combo-ul ăsta. Îmi place că ar trebui să dau rage-ul mult mai devreme, că îl mai pot folosi încă o dată, ceea ce e super bine. Ok, bun, punem de ăștia să ia agro la mortar aici sus. Punem scutiște aici jos. Și cred că mă bag pe partea de hai că mă bag pe partea de jos, de ce? Fiindcă sunt multe chestii care dau damage aici jos. Uite, dar vreau așa și mai... Vreau în spate de tot să fie băieții. Și când s-au apropiat de tipa asta, direct o să dau rage-ul. Bun, deci ăsta ar trebui să ia agro la mortar. Sper să-l iau ăla de sus. Ăla e perfect, bun. Nu contează asta. Bun. Uite, și acum dăm rage. Let's go, let's go. Hopa, hopa, hopa. Uite, așa vreau.
Bun. Și rage-ul ăsta tot să mai dau o dată. E bine că nu mi-a dat damage tura trecută la El Capitano. Hai să mai dăm, adică l-avem extra, why not. Îmi place foarte mult cum atacă capitanul ăsta. Încă 3 stele. Ați văzut ce? Ați văzut cât de multe câștig cu combo-ul ăsta? Doar scutierii și omuleți care au damage foarte mare. Common box, hai, ne dai ceva special. Hey, new plumber van, ok, nu știu exact cum funcționează, dar o să ne uităm imediat. Și, uite, defensul meu l-am bătut pe Face Saga Andaluca top. Ok, dăm claim, easy peasy. No, bun, hai să luăm și ultima cutie, acum dăm attack. Mi se pare super ca lumea, acum am realizat, mi se pare super ca lumea să folosești heal-ul când ataci și ai un capitan. Fiindcă heal-ul, gen cu heal-ul poți da heal la capitan. Și nu mai trebuie să dai gemuri ca și mine ca să te poți juca și mi se pare foarte frustrant că trebuie să dau tot câte un gem. Acum, un gem nu-i mare lucru, fiindcă cred că îmi scot banii din cutii cum ar veni, adică deschid cutii care îmi dau gemuri și ies pe plus oricum, dar nu, e un pic enervant și aiurea și mi se pare foarte folositor heal-ul ăsta. Bun, let's go! Scutieri, trebuie să atrag agro-ul la turetă, ăsta o să atrag agro-ul la turetă că e mai aproape de ea pe sus. Și cu ăsta atacăm pe jos full power. Uite așa mai în spate un pic. Boom, boom, boomții, boomții. Let's go. Hai. Ăsta o să ia imediat agro la mortar. Și aici activăm repede un rage corect. Ai, ai, ai. Ori dat în 3 targeturi deodată. Cam aiurea. Cam aiurea. Ok. N-aș da heal-ul încă. Nu vreau heal-ul încă. Aș vrea să țin heal-ul pentru bagabontul ăsta. Ăla-i. Bun, și acum dau heal la grămadă în caz că și-o lua damage. Nu și-o lua damage, excelent. Bun, flawless victory, încă 3 stele, bronz. Bum, bum, bum. Ei, sneaky ninja, ăsta sună destul de interesant. Chiar l-am văzut pe unul care avea sneaky ninja, ăsta și mi se părea foarte puternic. Ok, și asta ar fi tot. Am luat toate chesturile, toate chestiile. Îs oferte destul de drăguțe. Zidor, nu-mi trebuie, uite, 6 gorile, 19 gorile. Un commander. Ok, nu știam că poți să-ți dea și commander la de-astea. Uite, oferta asta mi-aș lua-o, de exemplu. Commanderul, gorile și heal-ul. Asta nu-mi surâde atât de tare. Cred că dintre astea 3 oferte, cea mai forță momentan și worth ar fi asta de silver. Anyway, chat, asta a fost tot. Nu uitați, dacă vreți să intrați în clan, avem aici clan, se numește Scarmy, suntem 7 membri, nu știu exact care e numărul maxim de membri. Voi să aveți o zi faină și ne vedem data viitoare. Bye, bye!